Un grav accident rutier s-a produs duminică seara în jurul orei 23:30 pe DJ313 în dreptul localității Lupșanu. În urma coliziunii dintre două autoturisme a rezultat rănirea a 9 pasageri. 8 dintre aceștia au fost preluați și transportați de urgență la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Călăraș de echipajele Serviciului Județean de Ambulanță și SMURT. Mai multe informații primim de la reprezentanții Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Barbu Știrbei Călăraș și Inspectoratului de Poliție Județean. În data de 26.01.2020, ora 23.45, echipajele intervenite în cadrul secției de pompieri Feugar au fost solicitate prin intermediul 112, număr pentru apeluri de urgență, să intervină în localitatea Lupșanu pe drumul județean 313 pentru acordarea primului ajutor în cazul a 9 persoane și pentru asigurarea tuturor măsurilor de prevenire și stingerea incendiilor în urma producerii unui accident rutier în care au fost implicate două autoturisme. Paramedici SMURT au acordat îngrijiri medicale în cazul a 4 persoane, toate de sex masculin, cu vârste cuprinse între 20 și 25 de ani, care prezentau traumatisme minore, iar ulterior acestea au fost transportate la UPU Călăraș. Alte 4 persoane din accident au primit îngrijiri medicale și au fost transportate la Spitalul Județean de Urgență Călăraș de către echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță. Doar una dintre cele 9 persoane implicate în acest accident rutier, care nu prezenta mas traumatice, a dorit să rămână la loc de intervenție, refuzând să fie transportată la spital. La data de 26 ianuarie, în comuna Lupșanu, județul Călăraș, s-a produs un accident rutier. În fapt, din cercetările efectuate de colegii mei, a rezultat că în jurul orei 23:30, un tânăr în vârstă de 22 de ani, în timp ce se deplasa pe drumul județean 313, a pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune frontală cu autoturismul marca Mercedes, condus de un bărbat în vârstă de 20 de ani, care circula iregulamentar. În urma impactului a rezultat avarierea ambelor autoturisme și vătămarea corporală ușoară a 8 persoane. Ambii conducători au fost testați cu aparatul alcotest, rezultatul fiind pozitiv, 0,20 mg per litru alcool pur în aerul expirat, în cazul șoferului de 20 de ani. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, iar ca măsură complementară, față de șoferul depistat sub influența alcoolului, polițiștii i-au reținut permisul pentru 90 de zile.